Domnul Sorin Câmpeanu e în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult! Ne auzim, domnule ministru? Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Cu ce mesaje astăzi la Palatul Cotroceni, domnule ministru, și cu ce rezultate am putea să așteptăm încheierea acestei întâlniri? Deci astăzi vom pune la oaltă realitățile din educație și realitățile din sănătate. Așa cum am spus, decizia extrem de importantă a deschiderii școlilor în semestru 2 după un anumit scenariu și am spus că nu excludem niciunul dintre scenarii, nici deschiderea prioritară în zonele cu rată de infectare mai scăzută, nici deschiderea prioritară în școli primare și grădinițe, nici prioritatea acordată elevilor de clasa 8 și a 12, nici orice alt scenariu sau combinație între acestea. Deci este o decizie responsabilă pe fâșia foarte îngustă între dreptul la educație și dreptul la sănătate. Aceste lucruri se vor discuta astăzi împreună și vom vedea care sunt concluziile. Noi, e clar, vom veni cu realitățile din educație la această discuție. Suficiente date în acest moment din punctul dumneavoastră de vedere, domnule ministru, astfel încât să poată fi luată o decizie în privința deschiderii școlilor? Din punctul de vedere al Ministerului Educației, lucrurile sunt foarte clare. Ne dorim deschiderea școlilor. Ne dorim deschiderea școlilor nu numai pentru intrarea în normalitate, ci și pentru a putea recupera din pierderile generate de predarea online. Nu poți să recuperezi pierderile generate de online tot în online. Deci ai nevoie de școli deschise. Ai nevoie de implicarea fiecărui cadru didactic în acțiuni remediale. Noi am identificat resursele de finanțare, avem nevoie de implicarea fiecărui cadru didactic și de o bună înțelegere între cadre didactice, elevi, profesori, elevi, cadre didactice și părinți. Când spuneți pierderi, domnule ministru, aveți, dincolo, vă rog. Dincolo de acest lucru, sper că sunteți de acord cu mine că nu dorim și nu vrem să ne depășim limitele de competență ale educației. Vor veni colegii responsabili din Ministerul Sănătății, cei din Comitetul Național pentru Situații de Urgență și cei responsabili de campania de vaccinare. Altfel întrebat atunci, Ministerul Educației e gata să înceapă în 8 februarie școala? Domnule ministru, dacă lucrurile din punct de vedere sanitar sunt în regulă? Din punctul de vedere al sistemului de educație, cu siguranță da. Bun. Și vom folosi toată această perioadă pentru a verifica în ce măsură sunt pregătite școlile din România, din toate perspectivele, pentru că, să nu uităm, chiar dacă se va reuși ceea ce ne dorim cu toții, vor trebui respectate măsurile de distanțare fizică și protecția asigurată elevilor și cadrelor didactice. Ați vorbit despre aceste pierderi din perioada școlii online, domnule ministru. În acest moment există în evaluare sau s-a făcut vreo evaluare a ceea ce înseamnă această pierdere pe care o pomeniți dumneavoastră? Cu siguranță da. Motiv pentru care Ministerul Educației a declanșat o interogare cu privire la evaluarea, estimarea, subliniez estimarea, numărului de elevi aflați în risc de neîncheierea situației școlare pe primul semestru, din cauza dificultăților întâmpinate în procesul de predare-învățare online. Numărul rezultat a fost de 65.000, vine din estimarea fiecărei școli, centralizată la nivel de inspectorat și apoi centralizată la nivel național. Aceștia vor trebui să facă cu prioritate obiectul acestor acțiuni remediale. Se lucrează de asemenea la un pachet integrat de acțiuni remediale prin care să putem recupera cât mai eficient și cât mai mult din ceea ce s-a pierdut, pentru că de pierdut s-a pierdut cu siguranță. Din acești 65.000 ne puteți da și niște indicii, domnule ministru, din ce motive au avut de pierdut? Adică sunt mai degrabă chestiuni tehnice, sunt mai degrabă probleme din punct de vedere al modului în care s-au făcut predarea. Cam care sunt motivele? Deci, la modul general, pierderile au fost înregistrate de către toți cei care au făcut școala online, pentru că predarea online generează pierderi inevitabile structurale. Peste aceste pierderi structurale s-au adăugat pierderi de natură circumstanțială. Motivul pentru care cei 65.000 de elevi se află în situație de risc cu privire la neîncheierea situației școlare sunt lipsă echipamente IT, lipsă acces internet sau lipsă profesori pregătiți pentru predarea online sau lipsă disponibilitate profesori pentru predarea online. Acestea sunt motivele. În fiecare an au fost circa 15.000 de elevi care au avut mediile neîncheiate la finalul primului semestru. Peste acestea, până la 65.000, înseamnă că cei 50.000 cu siguranță au avut motive specifice perioadei pe care o traversăm. Și grupa mare, masa mare a celor care au reușit totuși să-și facă orele online, domnule ministru, în evaluarea dumneavoastră, sunt cursurile sau au fost cursurile făcute așa cum ar trebui? Acum, evident, nu putem pune egal între predare online și ceea ce se întâmpla la clasă, dar totuși. Tocmai,
Tocmai asta v-am spus. Între predarea online și ceea ce se întâmplă la clasă este o diferență. Sunt pierderi generate. Aceste pierderi cu siguranță sunt mai mici și vor necesita un număr mai mic de ore remediale, de ore prin care, printr-o predare sintetică, să se ajungă la un nivel de pregătire cât mai apropiat de cel pe care ni-l dorim. Însă aceste pierderi trebuie identificate. Trebuie identificate pentru că sunt diferite în funcție de zonă, de școală și de elev. Identificarea o poate face doar fiecare cadru didactic. Domnul ministru, ce riscă profesorii care nu și-au ținut cursurile online din diverse motive în perioada aceasta? Din fericire, la nivelul sistemului de educație din România am avut mai multă înțelegere chiar decât în alte sisteme de educație care sunt considerate mai avansate. Aș vrea să dau exemplu de țări europene care au avut dificultăți în a introduce în online școala pentru că profesorii au spus nu am primit echipamente din partea școlii, din partea statului, nu predăm. Uh-huh. Sau profesorii au spus nu am fost pregătiți, nu am fost formați, nu am fost certificați pentru predarea online, care este specifică, deci nu predăm online. În România, cadre didactice, deși n-au avut întotdeauna echipamente, deși n-au fost pregătite în cea mai mare parte, au încercat și au reușit să încheie cu bine un an școlar 2019-2020 și sunt convins că se vor implica și pentru închiderea anului școlar 2020-2021. Un lucru pot să vă spun sigur, acest an școlar se va încheia, iar examenele naționale vor fi susținute. La cererea elevilor, profesorilor și părinților, vor fi susținute la datele planificate pentru a asigura predictibilitatea și vor fi susținute cu prezență fizică, există această cerere. Sigur, s-ar putea să fim obligați să adaptăm tematica examenelor naționale la realitățile sistemului de predare din această perioadă. Aș reveni la data de 8 februarie, la posibilă dată de revenire la școală. Domnule ministru, astăzi la Palatul Cotroceni veți pune pe masă și un soi de calendar, să-i spunem așa, sunteți gata să reveniți cu toate grupele, cu toate ciclurile de învățământ sau aveți niște etape pe care vreți să le propuneți mai departe? Reiau afirmația pe care am făcut-o și nu voi depăși limitele de competență. Venim cu realitățile din educație și nu excludem niciunul dintre scenarii. Care scenariu va rezulta în urma discuțiilor, vom vedea și veți fi anunțați pentru că este într-adevăr un subiect de maxim interes pentru aproape 3 milioane de elevi, pentru peste 500.000 de studenți și pentru toți aparținătorii acestora. Disponibilitate, domnule ministru, pentru vaccin în rândul profesorilor, ați tot testat în ultima perioadă această idee. Cum arată în acest moment? Termenul pe care l-am solicitat pentru declararea disponibilității vis-a-vis de vaccinarea anticovid este 15 ianuarie orele 16. Avem o raportare parțială la nivelul zilei de ieri, care ne arată că în sistemul de învățământ preuniversitar aproape 50% din personal are disponibilitate de vaccinare, iar în sistemul universitar am depășit nivelul de 60% cu privire la disponibilitatea de vaccinare. Am precizat că răspunsurile nu sunt nici de cum o obligație legală de vaccinare, am precizat că scopul acestei statistici este acela de a pregăti dozele de vaccin pentru vaccinarea prioritară a personalului din educație, căruia trebuie să îi se acorde o prioritate conformă cu ceea ce declară întreaga societate cu privire la importanța școlii. Acest lucru se va face, am găsit înțelegere și mulțumesc pentru asta la coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Dar, dincolo de acest lucru, orice persoană din sistemul de învățământ care se va vaccina va însemna o diminuare cât de mică a riscului de transmitere a acestui virus, deci va însemna o creștere a siguranței în școli pentru profesori și elevi. Estimați, domnule ministru, că... Încă un lucru, raportarea este parțială, cea finală va fi mâine. Deci cel puțin atât. Vor mai crește aceste cifre? Vă așteptați să mai crească substanțial? Cu siguranță da, vom vedea cât. Diferența, domnule ministru, până la, haideți să spunem, 100%, atât în mediul universitar, cât și în cealaltă parte, cam care ar fi motivele pentru care nu există disponibilitate pentru vaccinare în momentul ăsta? Poate că nu ne-am implicat suficient de mult în a explica importanța și necesitatea actului de vaccinare, care este un act medical, iar informații despre acest act medical poate să dea cineva care are competență în domeniul medical, mai exact în epidemiologie. Este vorba de faptul că universitățile de medicină și farmacie din România, toate cele 6 universități, plus cele 10 universități care au în structură facultăți de medicină și au declarat de ieri disponibilitatea de a contribui cu cadre didactice credibile, specializate, cu competența de a răspunde întrebărilor firești ale populației, în special ale personalului din învățământ, cu precădere învățământ preuniversitar, pentru a risipi cât mai multe semne de întrebare, pentru ca procentul celor care au disponibilitate de vaccinare să crească. Acest lucru se va face prin intermediul unor webinarii pe care Universitățile de Medicină și Farmacie le pot organiza sau pot asigura participarea în webinarii organizate de către
terți pentru a veni cu competență în răspunsuri. Bun, domnul ministru, credibile cu privire la riscurile vaccinării sau, altfel spus, la importanța și necesitatea vaccinării pot fi date doar de către cei care au competență în acest domeniu. E ultima mea întrebare și aici sunt două răspunsuri pe care vreau să le provoc, domnul ministru, din partea dumneavoastră. Odată, dacă vă veți programa, când vă veți programa pentru vaccinare? Asta este una dintre întrebări. Cu siguranță și doi, mă voi programa pentru vaccinare, am declarat lucrul ăsta. Dacă va fi de folos, o voi face public. Nu am vrut să fie nici mai devreme, nici mai târziu decât programarea deja făcută de către coordonatorul campaniei de vaccinare. Ce pot să vă spun că zilele următoare, da, cu siguranță, în ceea ce mă privește, mă voi vaccina. Și mesajul dumneavoastră pentru restul profesorilor, pentru părinți, pentru elevi în perioada următoare și în ceea ce privește această campanie de vaccinare, domnule ministru? Cu excepția celor care au motive întemeiate de ordin medical, îmi doresc să înțeleagă fiecare dintre colegii cadre didactice că vaccinarea lor va însemna o diminuare a riscului de transmitere, va însemna o creștere a siguranței pentru ei, pentru colegii cadre didactice și pentru elevi. Mai departe, acești elevi nu vor transmite în familii acest virus. Deci este important să urmărim site-ul oficial al campaniei de vaccinare, să vedem care sunt întâlnirile pe care cei îndreptățiți să răspundă cu privire la eventualele riscuri, dar și cu privire la avantajele și necesitatea vaccinării, le vor organiza. Mulțumesc tare mult pentru disponibilitate. Sorin Câmpeanu este ministrul educației în direct la Digi24. Urmărim și concluzii.